Sfântia templului lui Dumnezeu. A se înțelege faptul că poporul întreg, cu starea lui, cu mersul lui, nu trecea neobservat de ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu îi observa, îi privia, Dumnezeu știa de căile lor, bune sau mai puțin bune. Dumnezeu, în capitolul acesta 24, ne prezintă trei aspecte. Sunt realități sub forma acelor două coșuri de smochine, realități pe care le subliniem din versetele prezentate de profetul Ieremia. În primul rând, prim aspect, observăm existența a două realități. Observăm existența de facto a două realități, binele și răul. Un coș de smochine nu erau bune de mâncat, spune Sfânta Scriptură, erau rele. Celălalt coș de smochine erau smochine bune de mâncat, erau smochine bune. Sigur că binele și răul este un dualism antagonic pe care îl dezvoltăm mai mult sau mai puțin în noi, în funcție de mentorul pe care l-am acceptat, de Dumnezeu, în funcție de Dumnezeu sau de diavolul. Sigur, acceptând sfaturile lui Dumnezeu, starea noastră va deveni o stare bună, starea noastră va fi o stare plăcută lui Dumnezeu și consecința unei asemenea stări va fi una binecuvântată. Ascultând de diavolul, sigur că starea noastră va fi una rea. Nu vom fi productivi din punct de vedere spiritual. Vom împrăștia în jurul nostru dezamăgire, ostilitate, întuneric. Consecința va fi una nefastă, că Dumnezeu este drept în judecata Lui. Sigur, binele și răul îl dezvoltăm, spuneam, în funcție de dorința inimii noastre. Îl dorim pe Dumnezeu, vom dezvolta binele noi. Nu-L vom dori pe Dumnezeu, într-un mod automat, prin legea substituției. Vom asculta de șoaptele diavolului și ca atare starea noastră va fi una deplorabilă, va fi una rea. Sfânta Scriptură exemplifică dualismul acesta, bine și rău. Exemplifică alegerile noastre, ale oamenilor. Binele și răul se găsește în fiecare om. Mergem împreună cu ele până la momentul în care dăm dreptate întru totul lui Dumnezeu. Va fi momentul în care omul va ieși de sub puterea întunericului, va fi așezat în împărăția luminii lui Dumnezeu. Ca atare, viața lui va oglindi binele, binele suprem. Binele este unul singur, spunea Mântuitorul, este Dumnezeu. Însă, până la desăvârșirea noastră, până la momentul în care alegem unul dintre cei doi stăpâni, conform Matei capitolul 6, că nimeni nu poate să slujească la doi stăpâni deodată, ori slujește lui Dumnezeu, ori slujește diavolului. Slujind unuia dintre stăpâni, îi vom aduce onoarea, cinstea și ascultarea. Și lucrul acesta se va reflecta în noi, prin binele trăit sau răul săvârșit. Sfânta Scriptură exemplifică în mai multe locuri starea noastră. În Ieremia 24, starea noastră este exemplificată prin
cele două coșuri cu smochine, un coș cu smochine bune, un coș cu smochine rele. În Isaia, capitolul 5, Sfânta Scriptură vorbește despre viță, care este casa lui Israel. În Ioan, capitolul 15, de asemenea, Mântuitorul Iisus vorbește despre viță și despre mlădițe. Mlădițe care aduce rod sau care n-aduce rod. Iată, mlădițe care comportă binele sau care nu comportă binele. În Luca 13, Domnul vorbește despre starea omului. În metafora cu acel smochin care n-a dus rod în pofida investiției divine, în pofida investiției spirituale din partea lui Dumnezeu. În Matei 13, Domnul Iisus vorbește despre, în pilda năvodului, despre starea noastră, buni sau răi, că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu niște pescari care au ieșit să prindă pește și au aruncat năvodul, au tras la mal o mulțime mare de pești, au ales pe cei buni, iar pe cei răi, spunea Mântuitorul, i-au aruncat. Observăm metafora aceasta, exemplu pe care îl dă Dumnezeu în diferitele situații, prin smochin sau smochine, prin viță de vie roditoare sau neroditoare, prin pescuitul acela reușit sau mai puțin reușit, observăm calitatea, în fapt, calitatea spirituală a fiecărui om, binele sau răul. În Matei 25, pare să că ar fi punctul culminant în exemplificare, când Domnul Iisus vorbește despre oameni și starea lor, o să înțelege în primul rând despre starea lor lăuntrică și mai apoi faptică. Oamenii aceștia sunt împărțiți în două turme, oi și capre, unii așezați la dreapta, iar alții la stânga. Alții, pentru că au promovat binele, vor intra în viață veșnică, iar alții, pentru că au promovat răul, vor intra într-o pedeapsă veșnică, spunea Mântuitorul Iisus în Matei, capitolul 25. Așadar, Ieremia 24 ne prezintă existența a două realități, binele și răul. Fiecare dintre noi, în drumul nostru pământesc, am înfăptuit și binele, am înfăptuit și răul. Dar am ajuns într-un moment de cotitură atunci când ne-am întâlnit cu Hristos și am înțeles potrivit spuselor apostolului Pavel din Cartea Corintenilor că lumina nu poate locui împreună cu întunericul. Fără de legea nu poate fi așezată împreună cu sfințenia. Rodnicia nu merge împreună cu nerodnicia, nici iubirea cu ura, duplicitatea nu este agreată de Dumnezeu, este respinsă de Dumnezeu. Și atunci când am ajuns să ne întâlnim cu El, să-L cunoaștem pe El, i-am dat dreptate și L-am ales pe El. Și rămâne ca prin exemplele pe care vi le-am dat, cele câteva exemple pe care vi le-am dat din Scriptură, să ne înțelegem de acum starea și scopul. Aducem rod, înfăptuim binele, rămânem în lumina lui Dumnezeu. Sunt doar două realități, binele și răul. Și de aici
derivă împărăția lui Dumnezeu, viața veșnică sau osânda veșnică. Un al doilea aspect, să observăm recunoașterea celor două realități, a binelui și a răului. În primul rând, noi trebuie să știm, să avem certitudinea existenței a două realități, dar mai apoi să le și recunoaștem în raport cu viața noastră, să le identificăm în raport cu viața noastră. Că noi, da, știm bine și rău, viață veșnică sau o sândă veșnică, dar din această ecuație eu nu pot lipsi. Mă voi raporta la unul din cei doi poli amintiți, viața sau osânda, viața veșnică sau osânda veșnică. În versetul 3, Domnul îi zice lui Ieremia, ce vezi, Ieremio? Ce observi? Ce recunoști? Ce identifici? Care este relația ta cu adevărurile existente? Cum te raportezi tu la aceste adevăruri? Ce vezi, Ieremia? Și Ieremia răspunde, niște smochine, smochinele cele bune sunt foarte bune, iar cele rele sunt foarte rele și de rele ce sunt, nu se pot mânca. Observăm în Ieremia asumarea acestei relații cu binele sau cu răul. Ieremia ne propune să nu ocolim ceea ce în fiecare zi stă în fața noastră, adevărul care surprinde binele sau cealaltă, din nefericire, realitate existențială, răul sau păcatul. Ieremia este drept, nu face pe neștiutorul, ci spune, ci îi spune lui Dumnezeu, da, înțeleg starea poporului, îmi înțeleg starea mea de acum. Nu mai pot să fiu duplicitar. Mă voi raporta nu la cele două într-o formă dualică, ci într-una diferită. Smochinele cele bune sunt foarte bune. Vorbea despre starea pozitivă a poporului evreu. Dar recunoaște că mulți din poporul evreu trăiau în păcate, trăiau în întuneric, iar cele rele, smochinele rele, sunt foarte rele și de rele ce sunt, nu se pot mânca. La începutul cărții, Ieremia, când este introdus în slujba profetică, în capitolul 1 cu versetul 11, Dumnezeu îl întreabă, ce vezi, Ieremia? Iată, de la începutul introducerii în slujbă, Ieremia este provocat de Dumnezeu să fie un bun observator și să înțeleagă relațiile pe care el le observă, relațiile dintre el și Dumnezeu, dintre poporul evreu și Dumnezeu. Ce vezi, Ieremia? Și Ieremia îi spune lui Dumnezeu ceea ce a văzut atunci acolo, un veghiator. Doamne, văd un veghiator. Veghiatorul era Dumnezeu. Bine ai văzut, zice Domnul, că eu veghez asupra tuturor lucrurilor ca să se împlinească. Dumnezeu are planuri și scopuri și veghează asupra lor, ca acestea toate să fie duse la îndeplinire. Astfel, de la începutul lucrării profetice și până la acest episod,
Ieremia vede în Dumnezeu, vede în Dumnezeu pe cel ce lucrează și veghează asupra tuturor lucrurilor, asupra stărilor fiecăruia dintre noi. Așadar, Ieremia vede prin intermediul lui Dumnezeu starea fiecărui om. În Romani, capitolul 1, versetele 19, 20, 21 și 32, se observă capacitatea omului în a înțelege, în a vedea, în a conștientiza existența adevărului care surprinde binele și răul. Și alege omul nostru, alege pentru că are libertatea din partea lui Dumnezeu să aleagă binele sau răul. Dar în Romani, capitolul 1, în versetele pe care vi le-am amintit, observăm că omul alege să-și îndeplinească propriile scopuri, care din nefericire nu coincid cu scopurile lui Dumnezeu. Ideea centrală este că, da, omul este conștient de existența acestui adevăr, binele sau răul. Cu toate acestea, se complace în răul înfăptuit și găsește de bine, spune Pavel, pe cel care înfăptuiește răul, în pofida faptului că știe că înfăptuitorul de rău va primi sancțiunea veșnică, pedeapsa veșnică din partea lui Dumnezeu. Recunoașterea celor două realități le surprinde și Apostolul Petru în a doua epistolă, capitolul 1, cu versetul 3. Atunci când spune în introducerea epistolară că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea lui Iisus Hristos Domnul. Observăm faptul că Dumnezeu a așezat în om această putere de a înțelege, de a discerne și apoi de a hotărâ pentru sine în dreptul său, de a hotărâ relația pe care poate să o aibă sau nu cu Dumnezeu și de aici și natura sfântă sau păcătoasă pe care omul o are înaintea lui Dumnezeu. În al treilea rând, Ieremia 24 ne propune judecata celor două realități. Observăm o simetrie, existența lor, identificarea lor și apoi, ca o consecință, ca o concluzie, observăm judecata celor două realități. De la versetul 5, Domnul zice lui Ieremia, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, cum deosebești tu aceste smochine bune, adică starea omului, o stare bună, așa voi deosebi eu ca să le dau îndurare. Și apoi vorbește Domnul despre cei care au fost prinși de război prin prisma poporului evreu, robiți în Babilon. Dar paleta aceasta este largă pentru că fiecare dintre noi, venind în lumea aceasta, am fost robiți de păcate, de fărdelegi, am fost prinși de război, fost prinși în capcana diavolului și a venit ziua aceea a eliberării noastre. Și Domnul spune despre noi și despre evreii eliberați, mă voi îndura, zice Domnul.
mă voi îndura de prinși de război ai lui Iuda? Sau, că este vorba despre fiecare dintre noi, îi voi privi cu ochi binevoitor, cu un ochi binevoitor, și îi voi aduce înapoi în țara aceasta, îi voi așeza și nu-i voi mai nimici, îi voi sădi și nu-i voi mai smulge, observând ce făgăduințe. Deci Dumnezeu are dreptul de a judeca în calitate de suveran, de creator. Este judecătorul tuturor lucrurilor, a tuturor oamenilor, a tuturor stărilor. Așadar, Dumnezeu în judecata Lui, unora dă îndurare pentru că ei sunt buni prin prisma credinței lor în Dumnezeu. Pentru că cum este El, așa sunt și cei ce sunt ai Lui Hristos. Apoi, pentru că Dumnezeu este drept în judecată, dă și nenorocire pentru cei răi. Aceștia vor pieri, versetele 9 și 10, îi voi face de pomină, o pricină de nenorocire. Observăm, pentru toate împărățiile pământului, de ocară, de bajocoră, de râs și de blestem, în toate locurile unde îi voi izgoni. Voi trimite în ei sabia, foametea și ciuma, până vor pieri, observăm. O judecată aspră din partea lui Dumnezeu pentru înfăptuitorii de răi, pentru cei care sunt întruchipați în exemplul acesta a coșului cu smochine care nu sunt bune de mâncat, smochine care sunt rele. E vorba despre noi, este vorba despre starea și atitudinea noastră. În Fapte 17, cu versetul 30 și 31, Dumnezeu ne reamintește prin Apostolul Pavel că există stabilită o judecată. Dumnezeu, într-adevăr, nu ține seamă de vremurile de neștiință, spune Pavel în versetul 30. Și pentru că nu ține seamă de vremurile acelea de neștiință pe care le-am trăit, în care ne-am manifestat, Dumnezeu ne poruncește să ne pocăim, poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce? Și versetul 31, pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate prin Fiul Său, Iisus Hristos, prin omul pe care l-a hotărât, Fiul lui Dumnezeu, Hristos Domnul, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Așadar, Ieremia prezintă în acest al treilea aspect faptul că Dumnezeu va fi drept în judecata Lui pentru cei înfăptuitori de bine. Și binele se poate înfăptui numai sub călăuzirea lui Dumnezeu, numai sub inspirația lui Dumnezeu. Lăsați-vă călăuziți de Dumnezeu să fiți înfăptuitori de bine. Aceștia vor primi îndurare, spune Biblia. Iar cei care au înfăptuit răul, nenorocirile se vor abate peste ei. Spune Biblia, vor pieri, își vor pierde identitatea în universul acesta. Vor fi departe de fața lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură are multe exemple în tot ce înseamnă judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Pentru cei ce fac binele, cât și pentru cei care înfăptuiesc răul. Eclesiastul, capitolul 12, cu versetul 14, ca o concluzie finală, spune Solomon că Dumnezeu va judeca pe orice om cu privire la binele sau răul pe care l-a înfăptuit în trup. Și judecata aceasta este una dreaptă. În Roman, capitolul 2, de la versetele 5 la 10,
Domnul vorbește de asemenea despre judecarea înfăptuitorului de bine. Va fi răsplătit cu slavă, cinste și viață. Va fi judecat și înfăptuitorul de rău. O cară, o sândă și nenorocire va veni peste tot, peste toți cei care fac rău, spune Apostolul Pavel. Și în Matei, capitolul 25, în acel capitol, despre care noi am observat că oamenii sunt împărțiți în stânga și în dreapta lui Dumnezeu, la stânga și la dreapta, în funcție de atitudinile lor, de crezul lor, de viețuirea lor, au știut să facă binele, unii l-au înfăptuit. Alții, cu toate că au știut să facă binele, nu l-au înfăptuit. Și Biblia, ca o concluzie, în Matei 25, cu titlul de generic, judecata viitoare, vine și spune, aceștia, cei care au fost într-o relație cu Hristos și biserica, au fost înfăptuitori de bine, vor intra în viață veșnică, spune Domnul. Iar cei care l-au respins pe Hristos, au respins relația cu biserica, au înfăptuit răul, nici de cum binele, aceștia, spune Iisus, vor intra în osânda veșnică, în chinul veșnic. Cele două coșuri cu smochine te pot reprezenta pe tine și pe mine, mai mult sau mai puțin. Realitatea existenței binelui și a răului este un adevăr. Poți să identifici acest adevăr și să te raportezi la el prin voința și prisma lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în final Dumnezeu va judeca binele tău răsplătindu-te cu viața. Va judeca și răul celui care îl înfăptuiește cu o sândă. Să ne binecuvinteze Domnul înfăptuind binele, să înfăptuim binele și să avem viață veșnică după făgăduința Scripturii. Amin.